Vreau să citesc 10 versete din cartea Exodul, care să ne fie de învățătură pentru seara aceasta, o seară de binecuvântare de copii, dar așa cum obișnuim, folosim prilejul acesta ca să ne sfătuim din Cuvântul lui Dumnezeu, să ne învățăm lucruri, principii pentru viața de familie, pentru părinți, pentru copii, cei care pot înțelege, și la sfârșit să ne rugăm, în mod special pentru ei patru, în mod special pentru familia acestea, dar pentru toți copiii și familiile din biserică. Exodul capitolul 2, începând cu versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fata lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaj de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea -o la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băițaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de ale evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți copilul? Du-te, a răspuns fata lui Faraon și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon a zis, ia copilul acesta, alăptează mi el și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon și el i a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vacanțele s-au terminat, cei mai mulți dintre noi probabil am început sau urmează să începem munca. Cred că a fost un timp binecuvântat în care majoritatea sau probabil cei mai mulți dintre noi am putut petrece timp împreună cu familiile noastre. Haideți să ne gândim cum a fost perioada aceasta. Cred că în timpul vacanței sunt cele mai minunate momente petrecute în familie. Sunt momentele în care putem sta așa mai liniștiți, putem petrece timp cu copii, putem merge în diferite locuri, putem să facem lucruri pe care în viața de zi cu zi sau în restul anului nu le putem face. Dar tot în această perioadă anului se petrec și cele mai multe supărări și certuri, pentru că atunci când stăm mai mult timp împreună cu copiii noștri, este inevitabil să se producă și astfel de tensiuni. Dar trăgând linie, concluzionând, cred că fiecare dintre noi putem să ne exprimăm mulțumirea înaintea lui Dumnezeu pentru timpul acesta care l-am putut petrece copiii noștri. Urmează să înceapă școala, din nou încep să-i năpădească problemele și observăm pe an ce trece, cum ei sunt expuși la o presiune din ce în ce mai mare, la o presiune care vine din exterior pentru a se alinea la un anumit trend în funcție de vârsta copilor pe care aveți dumneavoastră, fiecare probabil ați avut replica aceasta din partea lor, ca așa ne spune la școală sau ca așa fac și ceilalți. Este un trend, este un fel de modă care le dictează felul în care trebuie să se comporte. Și ei sunt sub presiunea aceasta, de multe ori nu știm cum să le vorbim, nu știm cum să-i luăm. Observăm cum din ce în ce mai mult Uniunea Europeană, statul, psihologii, școala, anturajul, parcă conlucrează împreună să apese tot mai mult, să preseze tot mai mult familia, este o presiune imensă asupra familiei. Se încearcă redefinirea familiei, se încearcă fel și fel de... Uh, redefinirea unor expresii pe care, cu care noi nu eram familiari, nu știam despre redefinirea genului, despre nebunia și porcăria aceasta transgenderului. Fel și fel de lucruri care ne năpădesc, fel și fel de presiuni cu care suntem amenințați. Societatea seculară cu umanismul ei presează tot mai mult viața copiilor noștri și viața de familie. Fără să vrem, încet, încet am deschis ușa bisericilor la tendințe și la fel și fel de influențe lumești cu care acum începem să dăm parcă piept într-un mod deschis. Nu am fi așteptat ani în urmă să avem probleme de genul, ce știu eu, divorțurilor, considerarea homosexualilor, să trăiască, să-și pună problema tinerii dacă ar fi păcat să trăiască împreună, să probeze. Fel fel de lucruri care înainte erau rușine și le nominalizam măcar. Moda, internetul, ideologia postmodernistă în care nimic nu este absolut, totul este relativ, fiecare poate să creadă în ce vrea sau să nu creadă. Nu m-am mirat când am auzit dimineață descoperirea prin Duhul Sfânt că sunt mulți care nu cred în Dumnezeu și nu m-am mirat, dragii mei, pentru că sunt care nu cred în Dumnezeu. Sunt unii care recunosc, sunt alții care nu recunosc, dar sunt care nu cred în Dumnezeu și își pun problema din ce în ce mai, mai, mai des. Avem tineri care se confruntă cu problema aceasta. Vin și ne întreabă de ce credem totuși noi că Biblia aceasta este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Pe ce bază susținem lucrul acesta? Vin și ne întreabă cum putem crede într-un Dumnezeu care permite atâta nedreptate și, repet, din nou, în funcție de vârsta pe care au copiii noștri. Întrebările sunt de un tip sau de altul, dar cam în aceeași categorie. Statisticile sunt tot mai cutremurătoare, vreau să vă citesc câteva lucruri despre adolescenți, vârsta copilor între 11 și 16 ani. 20% beau vin măcar o dată pe lună, 44% beau bere măcar o dată pe lună și 12% beau băuturi tari, cocktailuri măcar o dată la lună. 60% dintre ei fumează sau au încercat măcar o dată. 80% măcar o în viață au probat o băutură alcoolică. 43% și-au început deja viața sexuală. 17% dintre ei au vârste cuprinse între 12 și 14 ani. 13% dintre ei petrec între o oră și două ore la televizor sau internet, 32% între 2 și 3 ore, 22% între 3 și 4, 28% peste 4 ore. Bolile cu transmitere sexuală sunt din ce în ce mai dese și țara aceasta este în top cu privire la bolile cu transmitere sexuală. În anul 2013 a deținut primul loc în ce privește adolescentele care au rămas însărcinate. Cam 50 de mii pe an rămân însărcinate, jumătate din ele aproximativ avortează. 8% dintre adolescenți au gânduri de sinucidere. Depresia la adolescenți s-a înmulțit foarte mult. Aproximativ 100.000 de, de copii au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. 25 de mii au ambii părinți plecați. Femeile lucrează în medie 68 de ore de pe săptămână, cumulate aici orele de la serviciu plus orele de acasă. 68 de ore pe săptămână, imaginați-vă, asta înseamnă aproape 10 ore pe zi, bărbații 55 de ore pe săptămână. Parcă aș ști statistici dintr-o țară din Africa sau undeva din fundul lumii, dar este statistica unei țări care se declară 93% creștină. Este vorba despre România. Și este o statistică din 2013. Și cunoscând situația și dumneavoastră o cunoașteți mai bine, lucrurile n-au făcut decât să se înrăutățească. Statisticile nu ne vorbesc nimic bun, sunt cu Zilele acestea, luna trecută, în România s-a vorbit doar despre acele adolescente răpite care probabil au fost ucise în zona de unde vin, într-o familie de credincioși, o fată, o adolescentă, a fost efectiv luată de pe stradă, răpită, dusă de un bezmetic, de un fără minte, dusă într-o casă izolată și așa a făcut probabil Dumnezeu ca un... un vecin să iasă în întâmplare pe terasă, să iasă la o cafea și a văzut scena și țipetele fetei și a anunțat poliția și fata a scăpat neviol neviolată. Tatăl ei era plecat în străinătate, a venit de urgență acasă, s-a mutat cu familia România. Cazurile acestea sunt tot mai dese. Începe școala, din nou vom fi chemați la școală, copii obraznici. Asta și m-am întrebat, de ce copiii pocăiților parcă cei mai răi? Mă -am duc aminte și la școală, de multe ori mi se reproșa locul acesta, la ședințele cu părinții, nu se făceau ca aici, erau chemați toți părinții, era mai rușinos. Mama m-a întrebat preventiv dacă ar trebui să merg la ședință, eu normal că trebuie să mergi, sperând că probabil nu se va spune nimic. Și tot era replica aceasta, mă, copiii pocăiți, o ce cei mai răi. Am observat, confruntându-mă cu alți părinți care au copii aici, au spus, parcă copiii noștri, parcă sunt mai răi ca ceilalți. Oare să fie așa? M-am întrebat. M-am gândit așa, sunt cel puțin vreo 3-4 motive pentru care sunt în prim plan. În primul rând, presiunea despre care vorbeam. Ei nu sunt copii ca alți copii. Ei sunt copii de pocăiți. Și este o luptă puternică împotriva familiei. Este o, prosiune, este o presiune puternică. Sunt, de multe ori, gândiți-vă la ei, merg acolo la școală, li se spune ceva, li se arată ceva, acasă le spunem altceva, vin în biserică încercând să le vorbim despre Dumnezeu, merg din nou la școală și sunt așa într-o continuă presiune și confuzie. Și dacă n-au părinții care să stea aproape, dacă n-au cineva care să le fie aproape să le vorbească, de multe ori reacționează greșit. Și alți copii fumează, și alți copii fac prostii, dar parcă nu mai ei îți văzut tot timpul. Nu va ați întrebat de ce? Primul rând este o presiune diabolică acolo, să ne facă de rușine familiile, să fim făcuți de rușine. Apoi cred că este un motiv în plus ca să-i putem corecta. Faptul că se descoperă anumite lucruri, da, ne e rușine, dar ar trebui să fim bucuroși într-un fel că putem să corectăm problema din viața lor. Și apoi, un alt motiv, cred că ne sunt date motive de rugăciune. Dacă am avea copii care trec prin școală fără să știm nimic de ei, nu știu dacă ne-am rugat așa tare pentru ei. Am văzut de multe reatitudini a unor părinți atunci când se anunța că trebuie să postim, să ne rugăm pentru familie din biserică sau când se uh, dădea, la, uh, dădea pe față un plan de acelui rău, că, ce știu eu, diavolul a pus în plan să lovească în două adolescente, au fost o lucrare de genul acesta, sau să ia copii din biserică. Am văzut unii care n-au copii de vârsta aceea, sau care n-au copii deloc, sau care copiilor lor consideră că cuminți, stând așa parcă nepăsători. Ei, atunci când îți face probleme, atunci nu mai stai așa nepăsător, te rogi. Și uite așa, asta este situația în care trăim, vremurile în care trăim, și foarte mulți părinți nu conștientizează lucrul acesta. Sau, dacă îl conștientizează, își pun problema și spun: Ce s-a întâmplat cu generația aceasta? Pentru că pe vremea noastră nu era la fel. În loc să avem ochii spirituali deschiși să înțelegem mersul vremii, în loc să avem înțelepciune discernămând să cerem de la Dumnezeu să putem pricepe felul în care să-i creștem, pur și simplu am abandonat să mai luptăm. Sau unii aleargă, muncesc, investesc, toată ziua caută să facă ceva pentru copiii lor și, la un moment dat, exclamă disperați, deși am făcut tot ce am putut, deși am încercat să investesc cât am putut în el, deși am muncit cât am putut ca să aibă el ce l-am avut eu, deși am făcut toate lucrurile acestea, iată-l că i departe Dumnezeu. Și nu este rana mai puternică pentru un părinte decât să-și vadă copilul că se îndepărtează de Dumnezeu, decât să-și vadă copilul că vine și îi spune în față, după ce l-a crescut atâția ani, că nu vrea să mai aibă de-a face cu biserica, cu Dumnezeu. Asta este o rană profundă pentru un părinte. Ce ar trebui să facem noi în situația aceasta? Cred că părinții creștini, părinții credincioși, părinții responsabili nu pot fi simpli spectatori la o astfel de situație. Nu cred că putem avea atitudinea aceasta de indiferență, de neputință, uitându le acest tăvălug care vine peste noi. Părinții pot să salveze copiii lor. Părinții pot să salveze copiii lor de la presiunea mediului în care trăiesc. Am citit cuvântul acesta și m-am uitat probabil mediul în care a trăit, au trăit părinții lui Moise, probabil era un mediu asemănător. Undeva robi în Egipt, nu era țara lor, legi aspre, legi împotriva familiei, legi care nu permiteau libertățile de care uh, ar fi trebuit să se bucure un om care nu permiteau libertățile unei familii, care a ajuns să se înăsprească și să interzică chiar nașterea copilor de parte vorbătească un context destul de vitreg pentru viața de familie. Și am luat textul acesta pentru că vreau să învățăm trei adevăruri pentru familiile noastre și aș vrea ca în urma acestei predici nu să ne uităm așa, poate dacă se potrivește la cutare sau la cutare, ci toți care suntem părinți avem o atitudine pozitivă, gândindu-ne că putem, fiecare dintre noi, să ne salvăm copiii. Nu este o cauză pierdută, nu este o luptă pierdută. Foarte mulți care au trecut de 50 de ani așa vorbesc, îmi place să vorbesc cu oamenii mai în vârstă, au așa un scepticism față de generația care va urma. Și spune ei, dacă generația voastră mai este cum mai este, apoi generația care urmează va fi un dezastru și... Totdeauna, probabil sunt eu plin de, de, de optimism, dar cred pe baza Cuvântului lui Dumnezeu că fiecare generație în parte poate să fie o binecuvântare și poate să fie, uh, prin trăirea lor, să fie o lumină în oricare mediu s-ar afla ei. Și cred că și copiii noștri care sunt aici împreună cu noi pot să fie o lumină în generația următoare. Dar noi suntem chemați la o alegere, suntem chemați la o atitudine. Părinții nu pot sta nepăsători părinții pot să-și salveze copiii de la presiunea mediului în care trăiesc. Acum, desigur, asta este o lucrare sinergică. Noi nu putem face nimic fără îndurarea lui Dumnezeu. Oricât am încercat noi să-i salvăm, oricât am încercat noi să-i protejăm, dacă nu este îndurarea lui Dumnezeu, nu putem face nimic. Dar ca în toate lucrările, începând de la lucrarea de mântuire, cum ni s-a spus de dimineață, este o lucrare sinergică. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că este lucrarea lui Dumnezeu care își face lucrarea lui de mântuire, pune credința în noi, dar este și lucrarea omului, care îl cheamă spre responsabilitate, care îl cheamă spre sfințire, care îl cheamă spre o continuă căutare a voii lui Dumnezeu, a cunoașterii lui Dumnezeu. Asta înseamnă lucrare sinergică, lucrarea lui Dumnezeu împreună cu lucrarea omului. N-am putea face absolut nimic fără Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat harul acesta să conlucrăm împreună pentru ceva. Și slujba de părinte este exact o astfel de lucrare sinergică. Dumnezeu ne-a dat un dar. Dumnezeu ne-a dat responsabilitate împreună cu acest dar ca împreună cu El să lucrăm la salvarea copiilor noștri. Amin. Dragii mei, avem o familie înaintea ochilor noștri, în textul care l-am citit. În textul acesta nu se dau numele lor, numele lor le găsim în numeri. Părinții lui Moise au fost... Ia să vedem care copil știe. Cum se chemau părinții lui Moise? Stați că nu știu să-i fac atenți. Copiii? Vorbesc cu voi. Care știe cum se chemau părinții lui Moise? Hmm? Dăm premii? Imaginați-vă dacă aș fi întrebat care sunt cei mai buni cinci jucători din seria. Hmm? Da? Despre asta vorbesc. Spunea ceva Ben Carson, un cunoscut medic, probabil cel mai mare neurochirurg din lume, spunea în conferințele pe care le susțin, îmi place să provoc audiența și în mod special adolescenții și tinerii și el pornește invers, nu pornește ca mine și spunea așa, să-mi dați numele la cei mai mari cinci basketbaliști, acolo în America, basketballul, baseballul, toate astea sunt sporturi foarte populare și imediat tot sar în sus și cad în capcană și dau numele. Apoi să-mi dați numele la cinci mari actori și imediat copiii știu. Să-mi dați numele la cinci mari cântăreți și imediat le știu. Și apoi întreabă, să-mi dați numele la ultimii cinci care au câștigat premiul Nobel. Tăcere. Pentru că sunt la o conferință informatică, spune el, să-mi spună ceva ce e la microprocesor. Tăcere. Doar un copil l a îndrăznit să ridice mâna și l-a întrebat ce e la un microprocesor, se aștepta la un răspuns elaborat și l-a spus un procesor mai mic. Asta este nivelul și spunea el, ne mai mirăm că atunci când le vorbim despre educație, când le vorbim despre religie, despre Dumnezeu, ne mirăm că sunt așa de sceptici, că se uită la noi ca la nave spațiale? Eu nu vreau să-mi vinuiesc pe nimeni, ci fiecare să ne cercetăm în lumina acestor lucruri. Gândește-te tu ca părinte, dacă în mintea copilului tău îi bagi într-un sport în cap, dacă îi bagi într-un acești eu, lucruri din lumea aceasta seculară, și apoi vii și îi propui ceva despre Dumnezeu sau vii și propui ceva despre educație. Vii și spui, fii atent, dacă vrei să răzbești în viață, e bine să înveți la școală. E bine să muncești, să-și câștigi pâinea muncind, să înveți, să înveți să se la tine zâmbind și spune, păi dar tu ce ușor câștigă ăștia bani fotbaliștii. Ce se să arătă la carte? O ce ușor câștigă ăștia bani care știu să cânte un pic. Faci un pic de muzică, după aia mergi la un ce concurs, ajungi mare cântăreț. Uite ce ușor să câștigi banii. Oricum lumea din afară le va pune lucrurile acestea minte, dar dacă și noi ca părinți nu suntem cu mintea întreagă și le implementăm același lucru, să nu ne mirăm că nu vor răspunde într-un mod pozitiv la chemările noastre, chemările la biserică, chemarea la educație, chemarea la disciplină, la respect. Nu! Pentru că cu Cutărescu, care câștigă 20 de milioane își permite să spună orice, nici măcar nu știe carte, nici gramatică, în interviurile lui, își permite să facă orice și câștigă 20 de milioane. Eram odată la o masă și m-a uimit un frate așa foarte înfocat, numai că vorbea despre fotbal. Și vorbind așa de înfocat, la un moment dat exprimă, vorbea despre un fotbalist și nu merită să-i dau numele, este cunoscut aici și câștigă 30 de milioane de, de euro pe an. Și spunea el, în meciul respectiv, a dat trei goluri, Bă, el așa a meritat cu adevărat banii. Și m-am uitat la el, wow, ce minte, ce minte! Să, un creștin să facă afirmația asta, ăla cu adevărat și-a meritat banii, 30 de milioane. Și tu ca blegu câștigi de o mie de ori mai puțin într-un an. Și stai să-l urmărești și el, ăla merită. Ăsta este principiul nostru. A oamenilor din biserică vorbesc, lăsați-i pe cei din afară. Și apoi le facem chemări tinerilor. Să nu ne mirăm dacă nu vor răspunde pozitiv. Părinții pot să salveze copiii lor de la presiunea mediului în care trăiesc. Cum se poate realiza lucrul acesta? Haideți să vedem. În primul rând, când ascultăm de principiile Cuvântului Dumnezeu. Dacă ascultăm mai mult de ceea ce spune Dumnezeu, putem să ne salvăm copiii noștri. Amin? Un profesor, după ce și-a terminat lecția în clasă, ca să-i provoace pe tinerii la gândire, le spune așa, au avut o discuție despre uh, legea morală. Sunt situații în care nu știi ce să faci, ești pus într-o încurcătură. Și vă dau un exemplu mai ca să înțelegeți ceea ce vreau să spun. În timpul celui de-al doilea război mondial, știți că erau vânați evrei și de multe ori se ajungea la ușile nemților care erau creștini, băteau la ușă și ei aveau evrei ascunși în casă și îi întrebau, aveți evrei în casă? Și ei puteau să spună da, pentru că Așa învață scriptura, nu trebuie să spui minciuni, dar asta însemna să-i mare pe evrei sau putea să spună nu mințind, dar să salveze viața unora. Când vorbim despre legea morală, când vorbim despre a alege dintre două lucruri rele, care este mai puțin dăunător, suntem de multe ori puși în dificultate. Dar fiecare ne vom întâlni cu lucrul acesta. Și profesorul acesta lansează această provocare și le spune, vă dau un exemplu de caz. Într-o familie în care tatăl este foarte bolnav, mama are tuberculoză, au fost născuți duși pe lume deja patru copii. Primul copil s-a născut orb, al doilea a murit, al treilea este surdomut, al patrulea are tuberculoză și vine vestea că femeia e însărcinată. Și doctorul îi spun, copilul acesta se va naște și acesta cu probleme, riscă să moară, aveți șansa să avortați. Ce ați fi făcut voi în situația aceasta? Elevii foarte sârguincioși, înțelegând lecția despre legea morală, au spus ei, ar trebui să accepte avortul. Și profesorul aplaudă și spune, felicitări, tocmai l-ați ucis pe Beethoven. Într-o familie de evrei în care, nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar cred că în mod sigur rugăciunea lor era, după ce a aflat că e însărcinată i -o chebed, eu se chema mama lui Moise și tatălui Amram. Când au aflat că este însărcinată, probabil rugăciunea lor a fost, Doamne, fă să fie fată. Pentru că legea era clară. Fiecare copil de parte bărbătească trebuia să fie ucis. Dacă s-ar fi sustras de la porunca aceasta, riscau viața chiar și ceilalți copii și părinții. Și probabil în mintea lor s-au gândit, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu dacă m-a lăsat să fiu însărcinată, mă va binecuvânta cu o fată. În condițiile normale, în viața unei familii de evrei, nașterea unui băiețel aducea mare sărbătoare. Era mare sărbătoare, erau foarte bucuroși când se năștea un băiat. Dar asta în condiții normale, în condițiile acestea, cred că rugăciunea lor a fost, Doamne, fă să fie fată. Și când a ieșit băiat, nu ne spune Biblia, putem doar să presupunem și nu vreau să merg mai departe. Dar când s-a născut băiat, ei au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de porunca faraonului. Dacă vrem să ne salvăm copiii noștri, trebuie să ascultăm mai mult de cuvântul lui Dumnezeu decât orice lege omenească care se opune cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, legile sunt deja și legile vor veni din ce în ce mai mult împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu este exclus de peste tot. Nu este scos din școli, nu este scos din parlament, deja de mult a fost scos. Dumnezeu va fi scos din biserici. Credeți-mă, Dumnezeu va fi scos din biserici? Noi trebuie să ascultăm mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. și ușor astăzi când nu avem o astfel de lege, dacă când va fi o astfel de lege, cum ne vom comporta? Dar dacă nu știm Cuvântul lui Dumnezeu? Povestea cineva o întâmplare hazlie, dar eu vreau să o luați, nu ca pe umor ieftin, ci ca pe o conștientizare, până unde duce prostia omenească. O femeie care se dădea ea cumva mai, mai deșteaptă, că ea știe și ceva din Biblie, a spus ea, mă luc cu problema aceasta, pentru că știu că scrie în Biblie să nu prea curvești. Dar am mai înțeles despre Dumnezeu, de ce spune el să nu prea curvești? Pentru că el, el ar, dacă ar trebui să nu curvești deloc, el spunea simplu, nu trebuie să curvești dar așa prea curvești, adică din când în când mai poți să o faci. Să nu prea curvești, adică nu prea tare, așa numai puțin. Gândiți-vă la o astfel de interpretare. Ce să te aștepți la tineri de noștri și am auzit cu urechile mele, la catehez, la grupele de studiu biblic, care habar n-au și nu cred, dragi mei, nu cred în creație. Nu cred în creație, cred în evoluționism. Habar n-au de trinitate. Se uită la tine ca la fel... Ce e a trinitate? I-am întrebat ceva, ce înseamnă Sfânta Trăimească, adică să trăiești bine. Sfânta Trăime, a înțeles el, înseamnă să trăiești bine, adică să trăiești cum vrea Dumnezeu. Eu nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră poate să stea nepăsător într-o vreme ca aceasta. Nu știu dacă cineva care este părinte, care are copii, poate să stea nepăsător într-o vreme ca aceasta. Dragii mei, dacă vrem să ne salvăm copiii noștri, noi trebuie să ascultăm mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă să ascult de Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să știu Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Legile nu vor veni în felul acesta. Trebuie să vă omorâți copiii. Dar vă vor pune legi în care nu aveți voie să-i obligați să facă cu tare sau cu tare lucru. Va veni legi în care nu ni se va da voie să reacționăm în niciun fel atunci când ei vor alege un lucru sau alt lucru. Și -o să vedeți acea contradicții între teologi. Dacă e voie să folosești nuiaua, dacă nu iaua, dacă nu-i voie, dacă e voie să faci cu tare sau cu tare lucru, vor fi oameni din biserică care vor fi de acord cu legile care se vor da. Nu a spus o mare noutate. Sunt biserici care astăzi cu unul homosexual și folosesc cuvântul ca să-ți demonstreze că este voia lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Eu cred că de aici trebuie să pornească totul. Dacă un om din poporul lui Dumnezeu ia o fată din poporul lui Dumnezeu, au toate șansele să meargă bine. Dar sunt astăzi care, oameni care din poporul lui Dumnezeu aleg fete care nu sunt din poporul lui Dumnezeu și cu Biblia vine și îți spune că Dumnezeu nu se supără de așa ceva. Oare să fie așa? Oare în numele dragostei avem voie să facem orice? Oare în numele libertății creștine avem voie să facem orice? Să călcăm cuvântul lui Dumnezeu în picioare? Nu. No. Nu avem voie. Doi tineri care au pornit frumos împreună. Au mai avut doi copii. Tot cartea numeri ne spune că au avut trei copii în total. Pe Aron, pe Maria și pe Moise. Mai aveau doi copii. Și au ascultat din nou de cuvântul lui Dumnezeu și au spus chiar dacă legea este aspră și mai bine ar fi să nu faci copii decât să riști să se nască băiat, ei au acceptat mai mult voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Și au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și au ascultat și când au văzut că era băiat. Au ascultat lucrul acesta, pentru că totdeauna este mai important să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu decât de poruncile omenești. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Asta este primul principiu, foarte simplu, nici trebuie să-l dezvolți foarte mult. Cum mai putem să ne salvăm copiii noștri atunci când ne încredem în suveranitatea lui Dumnezeu? Dragii mei, acesta este unul dintre textele frumoase ale scripturii în care se vede așa de frumos grăvită suveranitatea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia și-au pus încrederea că Dumnezeu știe ce face. Chiar dacă ei s-au rugat într-un fel, când au văzut că lucrurile nu se întâmplă așa cum s-au rugat ei, poate, Dumnezeu, în suveranitatea lui, a răspuns la rugăciunile lor. Așa de frumos se vede aici ironia lui Dumnezeu. Poate i s-au rugat așa, Doamne, trebuie să ne mai dărești un copil. Și Doamne, fă să fie fată, pentru că noi nu vrem să ne facem vinovați de uciderea lui. Știți, noi de multe ori, când suntem în situații, așa Dumnezeu atunci intervine în ultimul moment. Dar dacă ar fi să o analizăm noi cu mult timp înainte, ne ia frică. Cazul lui Avram și lui Isaac. Credința l-a făcut să meargă până, până mai departe. Credința l-a făcut în momentul în care Isaac s-a adresat așa cu, nonșalanță noșalanță și a spus, Tată, dar unde e mielul? unde e animalul care a fi sacrificat? Și era un copil mare care înțelegea, pentru că dacă a ajuns să înțeleagă lucrul acesta, înseamnă că înțelegea multe lucruri. Și Avram se aștepta din moment în moment să intervine Dumnezeu și Dumnezeu nu intervine. Și îl pune acolo pe altar și îl leagă și Dumnezeu nu intervine. Și spune Avram, cred că până aici a întins Dumnezeu coarda, Dumnezeu va interveni. Și Dumnezeu nu intervine. Știți când intervine? Înaintea ultimului gest, un gestul mai despărțea. Și Dumnezeu a intervenit. Și Isaac a învățat o lecție extraordinară. Un Dumnezeu care are milă. Nu un Dumnezeu ca Dumnezeu celorlalte celor popoare care vedea el. Dumnezeu de lemn, Dumnezeu, ce știu eu, desenat, pictat sau sculptat. Este un Dumnezeu viu care vorbește și Isaac s-a vocea lui Dumnezeu. Și de multe ori așa Dumnezeu lucrează în viețile noastre, ne dă experiențe și ne ține acolo până în ultimul moment în suspans. Pentru ca și cei de lângă noi și copiii noștri să vadă puterea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să analizăm dinainte, dacă ar fi fost Avram să se gândească până în ultimul moment cum va fi acolo, dacă copilul va întreba asta, ce va răspunde, i-ar fi fost foarte greu să meargă. Dar prin credință înaintat, prin credință, Femeia aceasta și bărbatul acesta au dus până la capă sarcina aceasta și repet, poate s-au rugat în felul acesta, Doamne, dă-ne o fetiță, pentru că n-am vrea să ne facem vinovați de moartea lui. Și binecuvintează-l și fă să aibă cele necesare. Suntem aici într-o țară în care nu ni se permit uh, foarte multe libertăți. Suntem urâți de ei. Uitați versetul 12 din capitolul 1 spune, sau scârbi de copilul lui Israel. Egiptenii priveau cu scârbă. Versetul 14 spune că Faraon era fără pic de milă, pentru că așa face diavolul fără pic de milă, se repede asupra copiilor noștri. Și probabil rugăciunea lor a fost așa și dintr-o dată văd că se întâmplă exact invers. Se naște copilul, îi băiat, își dau seama că nu mai pot să-l țină, îl duc undeva pe nil, speranțele lor încep să împuțineze. Știți cum lucrează Dumnezeu? Interesant, Dumnezeu face ca cel care a dat legea să primească în palatul lui pe cel care va scoate poporul lui Dumnezeu din Egipt. Extraordinar! Ba mai mult, femeia aceasta probabil se preocupa, noi suntem sclavi, cu ce vom hrăni copilul care se va naște? Și femeia aceasta este plătită, plătită să fie mamă, să alăpteze. De foarte multe ori rugăciunile noastre nu primesc răspunsul care ne așteptam noi. Dar aș vrea în seara aceasta să pună Dumnezeu în noi încredere aceasta în suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce face, dragii mei. Dacă sunt legile acestea așa de aspre, dacă contextul este așa de asemănător cu cel pe care l-am citit Scriptură și am văzut în final suveranitatea lui Dumnezeu strălucind, să avem încredere că suveranitatea lui Dumnezeu va străluci. De unde știm noi că unul dintre copiii noștri, unii care sunt aici, unul care parcă poate nici n-ai sperat că îl vei mai naște sau unul pentru care nici n-ai vrut să vină pe lume sau unul care a venit într-un mod miraculos pe lume, de unde știi că nu el va fi unul dintre oamenii reprezentativi din țara aceasta sau din biserica aceasta? Pentru că Dumnezeu vede mult, mult mai încolo decât putem vedea noi. De fapt, Dumnezeu știe totul. Să avem încredere în suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu, în schimb, ne face nepăsători. Sunt foarte mulți care spun așa, eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, mă să aibă milă și spune așa, Doamne, ia altul în brațul tău, îl încredințează în brațul tău, Doamne, ai tu milă de el. Dar asta niciodată nu ne lipsește pe noi de responsabilitatea de părinți. Suveranitatea lui Dumnezeu nu mă lipsește pe mine de responsabilitatea de părinte. Și hai să fim sinceri. Foarte mulți părinți, în vremea aceasta, sunt părinți care nu sunt responsabili și nu veghează asupra copiilor lor. În momentul în care copilul acesta n-a mai putut fi ținut în casă, poate plângea foarte tare sau făcea gălăgie, nu știu care erau motivele, și a fost pus acolo într-un într legănaș, într-un sicriaș, spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Alte expresii ar fi ca într-o arcă mică. În momentul când a fost pus acolo, Familia aceea a continuat să vegheze, a trimis pe Maria să vegheze de departe. Pentru că părinții adevărați și responsabili veghează asupra copiilor lor. Societatea în care trăim noi ne îndeamnă să căutăm să scăpăm de copiii noștri, să încredințăm școlii, să încredințăm bisericii, să încredințăm babysitterului, să încredințăm altora. Numai ca să nu veghem noi asupra lor, pentru că e greu într-o vreme ca aceasta să vegheze asupra copiilor. Spunea cineva, noi nu vrem să avem copii, acum cât sunt de tine, pentru că vrei să ne distrăm. Și altceva răspundea, spunea, tu nu știi ce distracție e în casa plină de copii. Nu te mai saturi niciodată. Dacă vrei cu adevărat să te distrezi, fă copii. Dar asta este societatea în care trăim. Și ea pătrunde din ce în ce mai mult printre credincioși, oameni care pun mai presus eul lor, confortul lor, care pun mai presus comoditatea decât voia lui Dumnezeu. Dragii mei, hai să fim sinceri acum. Dăm copiii la școală. Îi încredințăm la școala duminicală. Îi ducem la școala de muzică. Îi duce să facă fotbal, karate, ciclism, echitație, nu știu ce mai sport, mai sunt, ca și cum ei au nevoie de lucrul acesta. Avem nevoie de karatiști în biserică noi și de luptători. Peste tot să-i duci, la orarul plin și dacă cumva le mai vine o foaie acasă în care spune că vor să facă niște cursuri de engleză și de not și acolo îl dăm peste tot. Numai să lipsească din familia noastră. Numai să ne lese să mai respirăm un pic. Chipurile că noi suntem foarte responsabili față de ei. Copilul acela nu are timp de joacă, copilul acela nu mai are timp să fie copil. Îl îmbrăcăm de mic în costum și îi legăm o cravată la, la gât și îl facem așa cum vrem noi, uitând că ești copii. Ești copii. Au nevoie să joace, au nevoie de vacanță, au nevoie să fie înțeleși. Ei nu pot vedea cu ochii noștri. Îi pune să facă lucruri de responsabilitate și apoi îi certăm de ce n au făcut după mintea noastră și înțelepciunea noastră. Dragii mei, haideți să fim oameni cu discernământ spiritual. Dumnezeu vrea să stăm alături de copiii noștri. De ce v-am întrebat la început dacă a fost frumos timpul din vacanță petrecut cu ei? Pentru că cu cât petrece mai mult timp împreună cu ei, cu atât se creează acea legătură care peste ani va da rod în viața noastră și în viața lor. Cu cât vom fi mai departe de ei perioada aceasta, cu cât îi vom izola, cu cât îi vom trimite mai mult pe mâna altora, cu atât vom suferi durerea și remușcarea Rezultatelor mai târziu. Vă citesc un îndemn, în mod special pentru tați, pentru că aici noi ne facem mai vinovați de lipsa din familie. Nu lipsi din amintirile copilului tău. Primul dinte, primul cuvânt, prima zi de școală, emoția primei întâlniri sunt lucruri care merită trăite lângă copilul tău. O bicicletă, un telefon mobil, niște haine de firmă nu pot înlocui îmbrățișarea din pragul ușii înaintea plecării la școală. Nici mâna pe frunte atunci când puiul tău are febră. Nu poți prin telefon să te joci cu părului lui atunci când se răsfață, oferindu-ți cel mai prețios dar pe care îl are zâmbetul lui. Nu pierde nopțile în care să-l învelește atunci când se descoperă în somn, nici diminețile în care soarele răsare pe chipul lui. Vei vedea că în viață vor mai fi ocazii pentru a schimba mobila, mașina, locuința sau cine știe ce ai mai vrea să schimbi. Lasă pentru mai târziu aceste lucruri care poți să aștepte. Timpul trece și în lupta cu el nimeni nu a ieșit învingător nu să lăsa copilul să crească fără tine. Aștept să crească frumos și fi alături de el. Vei fi mai bogat decât poți crede și câștiga peste măsură. Și cel mai important, veți fi împreună. Oamenii aceștia au avut pe micul Moise puțin timp cu ei. Și femeia aceasta este o femeie deosebită tocmai prin faptul acesta. A profitat de timpul acela puțin. Spun psihologii și asta este descoperirea lor, dar Biblia deja remarcă lucrul acesta că cel mai mult reușești să-ți educi copiii între 0 și 2 ani. Educația de bază o dai atunci. Până la 7 ani continui să completezi. De la 7 ani foarte greu mai corectezi ceva în viața copilului. După 12 ani deja foarte, foarte greu, nu mai Dumnezeu poate să lucreze. Și cred că timpul acesta, cât l-a avut, femeia aceasta i-a vorbit despre Dumnezeu. I-a vorbit despre o realitate, da, a Egiptului, dar care nu e realitatea definitivă, ci a vorbit și despre realitatea Canaanului. I-a vorbit despre cer, a vorbit despre Dumnezeu. Și timpul acela cât l-a avut împreună, a știut să-l supravegheze, a știut să investească în el. Și al treilea lucru este exact acesta. Când putem să ne salvăm copiii, când acționăm cu responsabilitatea și autoritatea de părinte pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru un părinte este să-și educe copiii. Asta Dă o parte orice educație din lumea aceasta și educația de la școală și orice educație care vreți. Educația părintească nu trebuie să lipsească din viața copiilor noștri. Și noi tocmai în perioada aceea lipsim. Tocmai în perioada aceea lipsim. Lasă că smici. Voi investi mai mult timp în ei când vor fi mari. Lasă că acum smici. Nu. Tocmai când sunt mici, trebuie să fim alături de ei, să investim în ei timp, în educația lor. Pentru toți cei trei copii pe care i-a avut familia aceasta, pentru toți cred că au fost, cește cuvinte de recunoștință, au fost poate mulțumire. Nu știu dacă mama lui a mai reușit să-l vadă pe, pe Moise, conducătorul poporului Israel. Dar în final, acești trei copii ai lor au devenit oameni mari. Aron a fost mare preot. Maria a fost cea mai mare prorociță, cea mai mare femeie prorociță din poporul Israel. Și Moise a fost cea mai mare conducător pe care l-a avut poporul Israel. O femeie care a știut să investească la timp, a știut să-i aduce la timp, a știut să prețuiască timpul care i s-a acordat. Aici este problema de multe ori că nu știm să prețuim timpul pe care Dumnezeu ne-l dă. Viața lui David, viața de familie a lui David este o viață praf. A fost un om extraordinar din foarte multe puncte de vedere, dar viața familiară a fost un eșec. Și asta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru fiecare tată din locul acesta. Aș vrea să închei cu câteva gânduri pentru tați și pentru mame. Nu ca aș fi eu cineva, ci vreau din cuvântul lui Dumnezeu să vă spun două, trei lucruri care să ne stimuleze când vom veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. David a fost un mare conducător. A fost un om extraordinar care l-a iubit pe Dumnezeu. A fost o relație extraordinară cu Dumnezeu, dar ca tata a falimentat. Și asta mă face să cred că pot să fiu bun păstor. Poți să fiu bun conducător, poți să fiu bun lider, poți să fiu bun muncitor, poți să fii cel mai bun din fabrica ta, munca pe care o faci. Poți să fii bun vorbitor, dar poți să fii un tată care să eșueze, Poți să fii un tată rău. David a păcătuit și a crezut că va putea scăpa de lucrul acesta. Și asta ca o paranteză, aviz pentru cei care cred într-un har al lui Dumnezeu care se revarsă și-a într-o măsură extraordinară și să-și permită să-l trăiască cum vor. Știți ce a spus cuvântul lui Dumnezeu atunci când David s-a recunoscut? Te iert, a spus Dumnezeu, și nu vei muri, pentru că asta e har. Noi fiecare dintre noi am meritat să murim. Fiecare dintre noi ar trebui să plătim cu viața pentru păcatul nostru. Și Dumnezeu spune, fii atent, îți dau har. Tu nu vei muri, ești iertat. Dar consecințele păcatului ne urmăresc în viață, dragii mei. Și asta nu vreau să uităm niciodată, niciunul dintre noi de aici catați, ca consecințele păcatele noastre ne urmăresc. Dumnezeu te poate ierta că 10 ani de zile ai băgat banii la, la aparate, că 10 ani de zile n-ai dus bani în casă, că ți-ai permis să trăiești cu alte femei, că ți-ai permis să-ți desconsideri copiii. Dumnezeu te iartă, dar consecințele le plătim. Pentru că prea mulți învață repede 1 Ioan 1 cu 9, că Dumnezeu ne iartă păcatele și de multe ori în consilierea noastră spunem așa omului care s-a întors la Dumnezeu, da, de acum trebuie să trăiești o viață sfântă, vei ajunge să păcătuiești, dar avem la Tatăl un mijlocitor. Și imediat adăugăm teologia aceasta corectivă, în loc să punem la punct teologia preventivă, care în Romani 6 ne spune că trebuie să o rupem cu păgânătatea, că trebuie să ne rupem de păcat, că putem trăi o viață de sfințenie. Nu noi le spunem așa, fii atent, de acum tu poți să trăiești o viață plină de har împreună cu Dumnezeu. Și vei ajunge să păcătuiești ca om, păcătuiești. Dar să-ți aduci aminte când ai păcătuit, ca ai la tatăl, un mijlocitor. Și asta e un adevăr mare, dar îl folosim greșit. Și vă dau un exemplu normal ca să înțelegeți. Dacă ar fi să încredințez mașina mea copilului meu și ar trebui să-i spun așa, fii atent, îți dau mașina. Dar să știi că acolo mașina e asigurarea. Și dacă ți se va întâmpla un accident, ai acolo un număr la care să suni. Și da asigurarea și vei fi acoperit. Sau mai bine aș spune, fii atent, îți dau mașina, dar ai grijă la semne de circulație, ai grijă la cutare, ai grijă la cutare, că nu cumva să faci accidentul. Și noi sărim peste partea aceasta. Și David a crezut că se poate sări peste partea aceasta. Dar consecințele păcatului toate erau plătite în viața lui. Pentru că ceea ce spune Pavel în Galaten, ce seamănă omul aceea va se cera, un adevăr biblic. Și care dintre noi poate să le ia pe Dumnezeu la întrebări? Dimineața ne spunea Dumnezeu așa, n-a rămas dator nimănui. De ce n-a rămas dator? Că să suntem în viață și suntem mântuiți, și suntem sub harul Lui. Dar plătim consecințele păcatelor. Eu nu vă spun asta ca să vă sperii, ci vreau să spun celor care stați astăzi și sunt irresponsabili, crezând că au timp să mai petreacă departe de familia lor o perioadă, că după aceea Dumnezeu se îndură și de ei. Dar Dumnezeu se îndură și iartă. Dar consecințele le plătim. Vreau să vă mărturisesc ceva și nu -e rușine. Am citit o poezie în engleză și am plâns la ea. Și eu vă voi traduce în românește. Ea nu o să sune cu rima care o avea în engleză, dar adevărul le exprimă foarte tăioase. Copilul meu a venit pe lume mai zilele trecute. A venit pe lume așa cum se vine. Dar eu mă grăbeam. Mă grăbeam să ajung la aeroport, mă grăbeam să achit notele de plată. Eram plecat când a învățat să meargă. Nici nu știu când a început să vorbească și tot creștea și crescând așa zicea Ca tine o să fiu, tăticule, ca tine o să fiu, să știi Tăticule, când vii acasă? Nu știu când o să vin, dar când o să vin să vezi ce o să ne mai veselim Fiul meu a plinit 10 ani mai zilele trecute Mi-a zis, mulțumesc pentru minge, tăticule, hai să ne jucăm Vrei să mă înveți să arunc mingea? I-am zis, nu, auzi, azi am mult de lucru mi-a zis, nu-i nimic. S-a îndepărtat cu același zâmbet pe buze zicând, ca tine voi fi, tăticu, ca tine să știi că voi fi. Și se repete refrenul, tăticule, când vii acasă? Nu știu, dar când o să vin, să vezi ce o să ne veselim. S-a întors de la colegiu mai zilele trecute. Bărbat, nu glumă, așa că i-am spus, sunt mândru de tine, fiule. Pot să șezi o clipă? A dat din cap și mi-a spus zâmbind, te-aș ruga, tăticule, să-mi împrumuți cheile de la mașină. Ne vedem mai târziu, mi le dai, te rog? Și când vine acasă, fiule? Nu știu, dar când o să vin să vezi, și o să ne veselim. Sunt pensionar și fiul meu e la casa lui. L-am sunat mai zilele trecute. I-am zis, aș vrea să te văd dacă nu te superi. Mi-a zis și eu aș vrea, dar n-am timp. Vezi, am probleme cu noua mea slujbă și puștii au gripă, dar îmi pare tare bine că mai sunat, tată. Îmi pare tare bine. În timp ce închideam, mi-am dat seama că fiul meu a crescut și îmi seamănă. Îmi seamănă perfect. Și de prea multe ori trăim realitatea aceasta. Când copilul ne spune că vrea să se mene cu noi și deși se strigă tare, ai grijă cu te comporți, că va fi copia perfectă. Nu ne pasă cum trăim. Crezând că noi avem timp berechet să ne întoarcem din căile noastre, să ne întoarcem la responsabilitățile de tată, dar nu le vom avea pentru mult timp. Aș vrea să mă adresez mamelor și să vă spun, faceți o slujbă extraordinară. Primul chip pe care îl văd copiii este chipul de mamă. Aici versetul 2 ne spune ceva frumos. Iochebed l-a născut pe Moise. Și versetul 2 în final spune, a văzut că este frumos. A văzut că este frumos. Asta și m-am gândit, oare pentru că era frumos? Nu l-a necat? Nu, nu pentru că spune un proverb în românește și puiul de cioară. Se spune că e frumos, cioara spune el că e frumos. Fiecare mamă spune despre copilul lui că e frumos. Nu de asta nu l-a necat, că era frumos la chip, Și femeia aceasta prin credință a văzut dincolo de realitate. A văzut frumusețea chipului Dumnezeu. A văzut o acolo o creatură. Este chipul lui Dumnezeu. Este ceva creat de Dumnezeu. N-am cum să mă ating de el. Și când dați naștere copiilor, sunteți în slujba lui Dumnezeu? Nu știți ce veți naște. Nu știți ce va deveni fiul sau fica dumneavoastră. Faceți o slujbă extraordinară. Continuați să o faceți. Când am citit statistica aceea, m-am îngrozit. Femeile lucrează 69 de ore pe săptămână și bărbații 55. Și bărbații ce cei mai obosiți. Și ei își pot la timpul liber de odihnă pentru că îi doare spatele și pentru că trebuie să-și mai vadă, ce știu eu, știrile și alte lucruri. Și dumneavoastră nu aveți timp la cea de odină, pentru că trebuie să continuați să lucrați. Pentru copiii dumneavoastră, pentru soți, pentru cele alte lucruri. Sunteți femei binecuvântate, de Dumnezeu. Nu uitați niciodată că faceți o slujbă extraordinară. Îl aminteam pe Ben Carson, acest mare neurochirurg. În toate conferințele lui vorbește despre mama sa. Și vorbește în termeni așa de frumoși. Și aș vrea pe scurt să vă povestesc ce l-a marcat pe el în viață. Și asta este valabil și pentru adolescenți și copii. Ben Carson a fost cel mai slab copil din clasă la învățătură. Odată au făcut concurs, erau doi cei mai slabi în clasă și în fața celorlalți s-au contrazis și în final a rămas că el e cel mai slab din clasă și era poriclic cap spart. Și nu avea curaj niciodată să spună nimic pentru că era un cap spart și nu știa nimic, 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 nu știa. La niciun obiect nu excela, la nimic absolut. Și mama aceasta era chemată mereu la școală și era, erau aduse mereu în față toate lucrurile acestea și ea mergea acasă rușinată și vorbea cu băieții, ea avea doar doi băieți, a rămas fără soț, că soțul a părăsit-o. Și muncea, muncea din greu ca să ducă viața de familie mai departe. Și le-a spus la un moment dat, gata, s-a terminat cu voi, vă iau televizorul, știu că asta vă strică viața, Vata, vă iau televizorul, aveți voi doar de două, trei ori pe săptămână la anumite emisiuni și restul în fiecare săptămână îmi citiți câte două cărți. Și la sfârșitul săptămânii veniți să faceți rezumatul lor și nu le-a convenit lucrul acesta. Dar au trebuit să facă ce a spus mama. Și spunea Ben Carson, pe mine m-au pasionat foarte mult științele naturii, m-au pasionat animalele și am citit toate cărțile din bibliotecă despre asta. Că mama nu ne-a spus citiți doar ce vă dau eu și ne-a dat voie să citim ce ne plăcea nouă. Și a spus el, am început să citesc, bă, ce -am despre animale, despre științele naturii, am început să citesc despre pietre. Și îmi plăceau să, citez să citesc despre pietre, despre roci. Și am învățat tot despre lucrurile acestea. Și odată în clasă a intrat profesorul de științele naturii cu o piatră în mână și a spus așa, cine dintre voi știe ce e piatra aceasta? Și capul spart a tresărit pentru că el știa, dar n-a avut curaj să ridice mâna, pentru că întâi îmi ridicau mâna deștepții clase. Și deștepții clase n-a ridicat niciunul mâna. Și a spus el, acum trebuie să ridice mâna E un pic mai, mai deștepți ca mine, dar tot proști. Și n a ridicat mâna. Și în final, plin de emoții, a ridicat mâna cap spart. Și a spus numele acelei pietre. Și toți s-au -au oprit șocați. Și elevii nu știau dacă să râdă, pentru că cap spart nu spunea niciodată un lucru bun. Nu știau dacă să râdă, că nici ei nu știau cum se cheamă piatra. Și profesorul, pe un moment de tăcere, a spus foarte bine. Și l-a prins curaj și a început să spună cum se formează, cum se formează lucrurile acestea. Și din momentul acela, toți au început să respecte. Și el a spus, fii atent. Păi dacă eu am citit despre pietre, și pot să fiu așa de bun. Înseamnă că dacă mă apuc să citesc despre matematică, dacă mă apuc să citesc despre fizică, dacă mă apuc să citesc despre multe lucruri, voi excela în toate. Și din clasa 5, -a, din cap spart, în clasa 7 a devenit cel mai bun. Și după ani a aflat că mama lui era analfabetă. Că spunea el, dacă aș fi știut că e analfabetă, nu citeam nimica A, dar eu nu pot să stau să, să fac teme cu el, dar eu nu știu carte. Aveți înțelepciune de la Dumnezeu, mamelor. Dumnezeu v-a zestrat cu niște abilități extraordinare. Stați aproape de copiii dumneavoastră. Copiii trebuie supravegheați, verificați. Verificați la teme, verificați la anturaje, verificați la telefoane, verificați ce fac. Nu trebuie să fie ceva obsesiv, nu trebuie să fim obsesivi cu ei, dar nici nu trebuie să le lăsăm poarea multă libertate. Eu încă mai aștept copiii ai care nu spun minciuni. Mai aud părinți care spun, a, meu nu spune minciuni. O fi așa? O fi așa? Dar copilul când îl întreb dacă are teme, spune, spune, că nu are teme, mai ales dacă știe că trebuie să meargă la joacă și trebuie să fii tu atent să mergi să-l verifici. Dacă îl întrebi pe copii cum a fost la școală, a fost totul perfect. El a fost cel mai bun și cea mai în regulă. Nu trebuie să avem încrederea așa de mare că copiii noștri se cheie de biserică. Trebuie să veghem asupra lor, să-i supraveghem. Dumnezeu ne cheamă să fim împreună cu ei, să trăim împreună cu ei. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne-a spus că putem să ne salvăm copiii din presiunea aceasta a mediului în care trăiesc. Atunci când ne ascultăm mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne încredem în suveranitatea lui Dumnezeu și atunci când ne asumăm responsabilitatea și autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, Domnul să ne ajute la aceasta, amin.